Suntem într-o situație paradoxală și haideți să plecăm de la ceea ce se întâmplă astăzi. Astăzi, practic, sindicatele au declanșat, o parte din sindicate, această grevă de avertisment, nu pentru a cere drepturi salariale, ci pentru a obliga guvernul să aplice o lege care a fost aprobată de Parlamentul României. În această situație suntem, iar guvernanții trebuie să își asume ceea ce au generat în sistemul de învățământ. De ce? Repet, avem o lege aprobată de Parlamentul României. 90% din parlamentarii PNL au votat-o. Eu nu știu pe cine reprezintă Călin Popescu Tăriceanu astăzi. Dacă este în continuare președintele PNL-ului, este foarte grav. Oricei care nu faceți au... aprecieri la PNL, faceți apreciere la partidul. Oricei care au votat ar fi trebuit să plece din partid. Ori domnia ar fi trebuit să plece din partid. Haideți să discutăm problema profesorilor. Noi discutăm politic, domnul Berta. Nu, eu vreau să discut problema profesorilor cu sindicatele. Că această temă o abordăm numai politic, această problemă. Eu sunt reprezentantul unui partid politic. Da, un partid politic și Partidul Democrat Liberal și-a asumat demersurile politice și parlamentare pentru ca această lege să fie pusă în aplicare. Nu suntem avocații sindicatelor. Sindicatele au mecanismele lor din punct de vedere legislativ. Deci, dar aveți un președinte de sindicat, dublul limbaj al PNL-ului este spus chiar astăzi de domnul Călin Popescu Tăriceanu, care spune că nu vrea să se renunțe la investițiile din învățământ, dar nu vorbește nimic de fondurile europene care nu au fost absorbite până în acest moment, nici în proporție de 3% avem bani nerambursabili care sigur duc la o creștere economică. Asta rezolvă problema în învățământ. Sigur duc total, doamna, la creșterea numărului de locuri pentru oamenii din România. Hai de locuri de muncă. Repet ceea ce am spus, să-și asume cei care au generat această problemă și, în primul rând, guvernul este cel care a generat. Colegii domnului Berca au votat în Parlament această lege. Dar revenind la situația economică, din nou vedem dezinformarea guvernului care astăzi ne spune că economia este în pericol și că vrea să susțină investițiile și investiția în resursa umană este la fel de importantă ca și investiția în reabilitarea școlilor, pentru că trebuie să ai profesori de bună calitate pentru un act de învățământ de bună calitate. Dar cu o săptămână în urmă, același guvern și prim-ministru au dat peste 600 de milioane de euro către autoritățile locale pentru cheltuieli curente. Asta nu înseamnă cheltuială de capital. Vă spun cu siguranță. Și de capital. Scrie 90% așa în sunt cheltuieli, doamna, curente, pentru că, vă rog să mă lăsați să-mi duc ideea până la capăt, că n-am intrat peste dumneavoastră. Vă rog, da. Deci la cheltuieli de capital trebuie să existe un contract angajat printr-o licitație adică publică. Investiții, ca să fim la investiție trebuie să ai o licitație publică care durează minim 35 ce de zile. Ce legătură are asta cu profesorii? Și 52 de zile. O mare pune legătură. Primarii, adică dați bani unde, dar nu în învățământ. Da, s-au dat bani în foarte multe domenii fără să se țină cont de investiții. Și dacă să nu amintim de loganurile de 70 de euro și de agențiile. Să vorbim de legea profesorilor. Nu transferați discuția în alte domenii. Agențiile din subordinea primului ministru, vă rog eu nu este adevărat. Hai să discutăm de dar nu sunt tot banii noștri, domnul Berca, ați adus bani de acasă, cumva în bugetul României. Nici ai dumneavoastră. Ba da, eu contribui. Și eu contribui. Vorbim de bugetul României. Apelul domnului prim-ministru Călin Popescu Tăriceanu vine foarte târziu. Legea era în Parlamentul României și, în primul rând, ar trebui să meargă acolo și să explice care este situația. Nu să vină cu un apel după ce legea a fost votată inclusiv de parlamentarii PNL și PSD, dar ceea ce vedem că PNL-ul și PSD-ul împart banii țării.